Autoritățile vor să scoată samsarii de legume și fructe din piețe, în condițiile în care mai puțin de 10% din cei care au marfă arabă sunt adevărații producători. Ministerul Agriculturii vrea să introducă până la sfârșitul anului carnetele de legumicultor, spre deosebire de certificatul de producător, ușor de procurat de altfel și de intermediarii care umflă prețurile. Carnetul de legumicultor va conține mai multe informații, de la taraba pe care se vinde marfa până la numărul de parcelă unde a fost cultivată. În plus, înainte de a fi pusă la vânzare, autoritățile promit că marfa va fi atent verificată, ca să nu mai dăm banii pe roșii turcești pe care scrie că au crescut în România. De ani de zile, samsarii au invadat piețele și vând marfa la un preț mult mai mare decât cel pe care îl plătesc ei producătorului. De multe ori, aceștia cumpără legumele și fructele direct de la poarta celui care le cultivă la un preț de nimic. Producătorul este scutit astfel de un drum la piață și se bucură că are cui să-și vândă toată marfa, chiar dacă la un preț derizoriu, iar samsarul face o afacere extrem de profitabilă, pentru că vinde în piață ce a luat de la producător, chiar și la dublu preț.